Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de JavaScript. În acest episod vom discuta despre funcțiile anonime, Anonymous Function. Prima dată voi pune în partea de sus sintaxa ca să vedem cum se scrie aceste funcții anonime, după care vom da mai multe exemple și vă voi arăta inclusiv un exemplu pe care mai mult ca sigur l-ați folosit, dar probabil nu știați că, sau nu ați conștientizat că acelea sunt niște funcții anonime. Funcțiile anonime sunt practic niște funcții care nu au nume. Dacă în trecut definam o funcție folosind function și numele funcției, aceste funcții nu au nume. O să pun aici în partea de sus prima dată sintaxa de scriere, care este în felul următor. Deschidem două paranteze, avem function, alte două paranteze și acesta este body-ul funcției. Deci este o funcție fără nume. Dacă vrem ca această funcție, să spunem, o scoatem de aici și punem un console log, salutare, această funcție în momentul ăsta, dacă dau refresh, nu se va întâmpla nimic, pentru că nu este definită, dar nu am apelat-o. Dacă mergem în browser și dăm un refresh, nu avem niciun rezultat. Pentru a apela o astfel de funcție scrisă așa, o putem apela în momentul în care rulează pagina, dar pentru asta trebuie să mai adăugăm încă două paranteze la final. În acest moment, când vom da refresh, funcția va rula. Dacă avem nevoie să trimitem parametrii acestei funcție, să dăm niște parametri pe care să îi scrie aici, nu îi putem scrie aici, îi vom trimite în aceste două paranteze de la final. Deci aici să spunem că îi zicem salut YouTube. Iar aici va fi message și aici afișăm mesajul. Deci, practic, aici trimitem parametrii de care noi avem nevoie, care se vor regăsi aici și ulterior vor apărea în console logul nostru. Deci așa putem să trimitem. Să zicem, avem o constantă nume, Chris, și pe această constantă o putem trimite funcției respective. Este doar un exemplu, nu știu cât de mult o să folosiți genul acesta de funcții, dar acum voiam să vă arăt exemplul de care vă spuneam la început. Presupun că, și dacă n-ați auzit, auziți acum de set timeout, care set timeout ce face practic, îi dăm un interval de timp pe care acea funcție trebuie să-l aștepte, dacă zicem 2 secunde, el va aștepta 2 secunde și va rula după 2 secunde. Deci avem funcție din JavaScript, iar aici este o funcție function. Această funcție este o funcție anonimă. Probabil ați lucrat cu set timeout și știți cum se folosește. Aceasta este o funcție anonimă. Deci acum dacă zicem console log salutare, iar aici, două secunde, să păstrez și asta aici ca să-l aveți ca exemplu, iar aici în partea de jos după terminarea funcției la acoladă, punem o virgulă și ca al doilea parametru la set timeout este timpul pe care trebuie să-l aștepte și să spunem 2 secunde ca să avem vizual mai ok. Deci a apărut acesta și după 2 secunde ne-a apărut și salutare. Un alt mod prin care putem să scriem aceste funcții anonime este definim o constantă care să-i spunem funcție, spunem egal și definim această constantă ca funcție. Funcție. După care o apelăm normal ca pe orice altă funcție, punându-i numele și parantezele drepte. Rotunde, mă scuzați. Și ne-a apelat și acest funcție. Vedeți că acest console log din set timeout, deși este deasupra funcției, el apare ulterior pentru că așteaptă cele 2 secunde. Deci nu contează ordinea în care e scris, doar pentru că avem un set timeout undeva în cod, nu înseamnă că codul nostru de aici în jos va aștepta cele 2 secunde. Nu. El a memorat acel set timeout, știe că după 2 secunde trebuie să afișeze ceva în consolă, dar codul continuă să ruleze. Diferența dintre această funcție și funcțiile normale, adică funcțiile pe care le-am prezentat episodul trecut, să spunem aici funcție 1, console log funcție 1, diferența dintre această funcție și această funcție, ca
funcționalitate, nu există diferențe, face același lucru. Dar singura diferență este că funcțiile de acest fel pot fi apelate chiar și înainte de declarare. Deci noi dacă am declarat-o aici pe linia 36, eu aici pot să, înaintea rândului respectiv, eu pot să apelez funcția respectivă și îmi va afișa acel funcție 1. Deci chiar dacă funcția noastră este declarată, nu știu, pe linia 100, noi putem să o folosim și pe prima linie din cod, din scriptul nostru. Pe când acest fel de declarație nu poate fi folosit înainte. Dacă încerc aici să apelez funcția înainte de declarare, o să îmi dea eroare și o să-mi spună că nu poate să acceseze funcția înainte de inițializare. Deci aceasta este diferența principală dintre cele două metode de a scrie funcțiile respective, este faptul că acest tip de funcție nu poate fi apelat înainte de inițializare. Dacă este declarată pe linia 32 în cazul nostru, poate fi folosită numai după linia 32 în jos. Nu o putem folosi înainte. În episodul următor o să discutăm despre arrow functions, despre funcțiile săgeată și până data viitoare nu uitați de like și nu uitați să vă abonați.